Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și astăzi este vineri, ne apropiem de weekend și vreau să ne uităm puțin la cum arată piața cripto. Vedem că Bitcoin încă rezistă la un preț de 29.400 de dolari, bineînțeles, încă nu a reușit să spargă 30.000 de dolari, dar vreau să vedem câteva știri foarte interesante din piața cripto și la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare. Înainte să începem, nu uitați, dacă vă place acest tip de conținut, apăsați butonul de like, puteți să vă abonați și, de asemenea, puteți să lăsați un comentariu pentru că ajută foarte mult la algoritmul acestui videoclip. Iar în descriere veți găsi profilul meu de Twitter și canalul de Telegram, unde mai postez alte știri interesante. Primul lucru cu care vreau să încep astăzi este indicele de Fear & Greed, pentru că vedem că acest indice este din nou în zona de greed, este în zona verde, este la 64 și a crescut destul de mult în ultimele zile, asta pentru că, da, piața cripto este destul de bullish, acel dump pe care l-am văzut pe Bitcoin până la urmă a fost din cauza anumitor semnale false date de către cei de la Arkham Intelligence, iar momentan piața cripto stă destul de bine, profită și de acel colaps bancar în care este implicat First Republic Bank și să nu uităm totuși că se apropie și ședința Fed de pe 3 mai, unde vom vedea sau nu o mărire de dobândă. Și insist pe acest lucru pentru că, da, se apropie următoarea ședință Fed, erau șanse foarte mari să vedem o nouă mărire de dobândă de 0,25%, adică acum o săptămână, dacă nu mă înșel, șansele erau cam de 70% pentru această nouă mărire de dobândă, dar acum vedem un nou colaps bancar, colapsul celor de la First Republic Bank, a patra bancă care doar în 2023 are probleme uriașe în Statele Unite și, da, riscă să intre în faliment. Aflăm astăzi din partea celor de la Reuters că oficialii din Statele Unite încearcă să caute o soluție de a salva până la urmă banca First Republic și personal chiar aș merge pe scenariul că ar fi șanse ca Fed-ul de data aceasta să amâne o nouă creștere a dobânzii de referință, pentru că sistemul bancar american are nevoie de o pauză, pentru că e destul de grav dacă în doar 4 luni în 2023 ai parte de 4 colapsuri bancare. Cu toate astea, Bitcoin stă destul de bine, vedem că și-a revenit după corecția pe care a avut-o acum câteva zile și a ajuns ieri până la un preț de 29.900 de dolari, încă nu a reușit să spargă 30.000 de dolari și, da, vom vedea dacă va mai reuși, având în vedere că vine weekendul și mai sunt doar câteva zile până la următoarea ședință Fed, dar bineînțeles încă arată bine și mulți chiar cred că poate profita de acest colaps bancar și poate ajunge chiar mai sus, poate la 32.000, 35.000 de dolari. Și vedem că investitorii sunt din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește viitorul pieței cripto. Chiar analiștii băncii americane H.C. Wainwright vorbesc de faptul că acest crypto winter s-a cam terminat și încurajează investitorii să investească în spațiul cripto. De asemenea, consideră că, virgula, compania Coinbase este una dintre cele mai puternice companii din Statele Unite și asta pentru că exchange-ul american, să nu uităm, este listat și la bursă unde are ticker-ul Coin, a avut o creștere destul de frumoasă în ultima perioadă, odată cu creșterea pieței cripto sau în special a monedei Bitcoin din ultima perioadă. Da, Coin sau Coinbase poate fi o investiție bună atât pentru cei care investesc în piața bursieră, dar și pentru cei care sunt fanii industriei cripto. Iar o altă veste bună pentru piața cripto vine din Hong Kong. Mulți se așteaptă ca următorul bull run să înceapă din Asia și Hong Kong este văzut ca un hub tehnologic pentru industria blockchain. De asemenea, Hong Kong se pregătește luna viitoare să lanseze un cadru de licențiere pentru domeniul cripto. O știre foarte bullish, foarte multe exchange-uri vor acum să intre pe piața din Hong Kong, în timp ce statul vrea să-și consolideze poziția de destinație de top pentru spațiul cripto, pentru afacerile cripto în Asia și să devină practic capitala industriei blockchain în următorul bull run. Acest cadru de licențiere sau de reglementare a pieței cripto are ca scop să ajute exchange-urile sau companiile cripto care vor să opereze în Hong Kong și se pare că va fi lansat undeva până la sfârșitul lunii mai. Am vorbit chiar acum câteva săptămâni de faptul că multe exchange-uri mari vor să intre acum pe piața din Hong Kong, chiar Huobi era unul dintre aceste exchange-uri. Astăzi aflăm că și exchange-ul BitGet, un exchange foarte important, vrea să intre pe această piață și lansează o platformă care se adresează doar utilizatorilor din Hong Kong, demonstrând încă o dată că toți jucătorii mari acum fug de piața cripto din Statele Unite și se îndreaptă spre piața cripto din Asia.
Trecem la următoarea știre și discutăm despre CZ, CEO-ul celor de la Binance, și ne uităm puțin la averea pe care acesta o are. Ei bine, au apărut acum câteva zile informații cum că CZ ar avea o avere undeva între 25 și 30 de miliarde de dolari. Aceste informații au venit din partea celor de la Bloomberg, care au lansat chiar o listă cu cei mai bogați oameni din domeniul financiar. Ei bine, CZ, CEO-ul Binance, este pe a treia poziție în acest om și se pare că, conform celor de la Bloomberg, ar avea o avere de 28,2 miliarde de dolari, dar cu toate astea se pare că CZ nu este de acord cu aceste cifre, consideră că cifrele sunt greșite, că averea lui nu este nici pe departe așa de mare, și de asemenea chiar acum câteva zile insista pe faptul că nu este interesat de cât de mare este averea lui. CZ chiar a comentat pe profilul său de Twitter, acest top, sau mai mult poziția sa, pe poziția 3 în clasamentul celor de la Bloomberg, a început postarea cu celebrul 4, care știm că înseamnă ignore FUD sau ignore fake news, și da, nu știu de ce este deranjat, pentru că totuși toată lumea știe că CZ este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, iar în ceea ce privește averea, este puțin mai ciudat în spațiul cripto, pentru că da, poți să ai în acest moment o avere de 28 de miliarde de dolari, dar dacă Bitcoin are o scădere uriașă, averea se poate înjumătăți, dar aici trebuie menționat că CZ a mai avut probleme în trecut cu cei de la Bloomberg și de asemenea a fost deranjat acum că a fost descris ca un rival al exchange-ului FTX, și tocmai din acest motiv insistă pe ideea că da, nu a văzut niciodată FTX-ul ca un rival și chiar și-ar dori să vadă cât mai multe exchange-uri care se axează pe acest domeniu cripto. Continuăm cu altă știre interesantă și discutăm despre creatorul colecției Bored Ape. Este vorba de Yuga Labs, care se pare că domină zona de NFT. Da, se pare că Yuga Labs are un market share de 35% pe zona de NFT din piața cripto în perioada octombrie 2022-martie 2023 și demonstrează că este cel mai important nume din sectorul NFT, având în vedere că are colecții foarte importante precum Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, de asemenea jocul Metaverse Otherside, dar și colecțiile NFT CryptoPunk sau MiBees. Iar o altă știre interesantă care are legătură cu domeniul AI vine din partea celor de la JP Morgan, care au creat un tool de inteligență artificială. Acest tool folosește tehnologia celor de la ChatGPT și se pare că va analiza discursurile care vin din partea Fed-ului american. Astfel, acest tool al celor de la JP Morgan va oferi anumite semnale în funcție de discursul pe care l-a primit și l-a analizat. Și de asemenea, acest tool de AI va folosi un scor, Hawk-Dove score. Acest score va încerca să ajute investitorii să înțeleagă cam în ce direcție ar trebui să meargă piața după discursul respectiv, tocmai pentru a lua cele mai bune decizii investiționale. Continuăm cu altă știre interesantă despre moneda celor de la PancakeSwap. Este vorba de Cake. PancakeSwap este unul dintre cele mai importante DEX-uri din piața cripto. Știm că moneda Cake a fost foarte populară, în special în 2021, când oferea la staking un randament de peste 100% pe an, și pot să zic asta pentru că și eu am avut Cake la stake în perioada respectivă. Din păcate, Cake a avut o scădere mare în ultima săptămână, am mai menționat asta aici pe canal, și vedem că a avut o scădere de 24%, și motivul ar fi faptul că s-a propus votarea unei variante prin care să se scadă rewardul obținut la staking. Asta pentru că inflația monedei este foarte mare și în timp va afecta, bineînțeles, prețul monedei. Totuși, foarte mulți investitori care dețin această monedă se pare că nu au primit această veste prea ok și s-au decis să scoată monedele de la staking și să le vândă, și bineînțeles a cauzat această scădere de aproape 25%, și asta într-o perioadă în care piața cripto a fost destul de bullish. Momentan, moneda Cake ocupă poziția 65 în clasamentul CoinMarketCap și are un preț de doar 2,6 dolari. Problema cu această monedă este că are o inflație foarte mare, peste 20% inflație pe an, deci foarte multe noi monede sunt introduse în circulație și afectează, bineînțeles, prețul. Se pare că se dorește o inflație undeva între 3% și 5% pe an, dar vom vedea dacă va reuși să impună această nouă inflație, pentru că se pare că voturile refuză această variantă,
se pare că cei care votează preferă să rămână la inflația veche, adică să aibă un randament mult mai mare la staking, deși personal o văd ca o decizie foarte proastă, pentru că dacă Cake va rămâne cu această inflație uriașă, nu știu dacă va avea mare succes în viitor, adică da, utilizatorii se vor bucura de un reward foarte mare la staking, dar în același timp prețul monedei va scădea, deci nu cred că vor obține un mare profit dacă vor calcula valoarea monedelor lor în dolari. Înainte de final, vedem Bitcoin la un preț de 29.200 de dolari și sunt curios cum vedeți voi Bitcoinul în acest weekend, dacă vă așteptați să depășească 30.000 de dolari sau să coboare din nou spre 27.000 de dolari. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!